Matei Basarab, care este unica instituție de învățământ din orașul Basarabeasca cu predare în limba română. Liceul nostru poartă numele Marelui Domnitor Matei Basarab, care este patronul spiritual al acestei instituții de învățământ. Despre Matei Basarab se cunoaște că a fost domn al țării românești, care pe parcursul domniei sale a zidit peste 40 de lăcașuri sfinte. Datorită aportului său considerabil adus la dezvoltarea țării românești, Matei Basarab s-a făcut cunoscut în întreaga Europa apuseană. Un istoric francez spune că era prinț zelos la treburile creștinești și un stăpân foarte iubit de supușii săi, iar marele cronicar Miron Costin îl caracterizează pe Matei Basarab ca pe un domnitor blând, harnic la treburile țării și neînvins la războaie, astfel încât se poate asemui cu cei mai mari războinici ai timpului. Liceul nostru se mândrește că poartă numele lui Matei Basarab, care rămâne a fi unul dintre cei mai faimoși domni ai țării românești. După părerea mea, utilizarea corectă a limbii române prezintă o importanță deosebită, indiferent de situație de comunicare, întrucât cunoașterea și aplicarea normelor literare ține de o etică de limbaj sau de un dress code lingvistic, aș spune. Astfel, a avea o atitudine rigoroasă pentru ceremonialul vorbirii semnifică o reverență nedisimulată față de forma canonică a culturii naționale. Graiul nostru nu prezintă doar o expresie firească a unității etnice, dar și o terapie, o exorcizare de trecutul convertit și tragic al patriei. De aceea, noi tinerii avem misiunea sfântă de a respecta porunca acestei rădăcini dacice printr-o exprimare impecabilă și fluentă, demonstrând că suntem în cuvânt și în toate floare de latinitate. Cum de reușit să obții asemenea rezultate foarte bune la Olimpiadă? La Olimpiada Republicană la limba și literatura română am obținut asemenea performanță, întrucât am muncit asidu și într-un regim consecvent și am atins acest rezultat. Deseori m-am întrebat, ce e mai interesant, să citești o carte sau să vezi un film? De aceea m-am gândit să vă prezint o carte ale cărui titlu și autor este cunoscut după film apărut la cinematografe pe 2 iunie 2016, iar alții au auzit-o de la videoblogger. V-am intrigat, nu așa? Fiecare elev se întreabă, ce este mai eficient, să citești operă sau să vizionezi filmul? Este o dilemă la care fiecare răspunde foarte simplu. Dacă ai mult timp liber la dispoziție, citești. Dacă nu, alegi cele două ore în fața micului ecran unde este prezentată opera. În ceea ce mă privește pe mine, prefer cărțile. Pentru că pasajele care mi se par importante și de mare finețe în carte, la filmele nu sunt prezentate sau chiar dacă sunt foarte succint. Vreau să închei al opțiunii cu întrebările retorice. Când a apărut filmul, s-a prezis partea literaturii și cine este jucătorul în acest câmp de luptă? Fahrenheit 451, scrisă de Ray Bradbury. Este o carte primită cadou care și-a găsit un loc de onoare în biblioteca mea. Cu siguranță, Ray Bradbury este un autor cunoscut de toată lumea, mai ales iubitorilor de literatură fantastică, dar și iubitorilor de literatură în general. Eu însă nu sunt un fan al acestui gen de literatură, dar ajung uneori în fața marilor scriitori, precum Ray Bradbury sau Isaac Asimov, prin intermediul celor mai bune opere ale lor. După cum vă spuneam, titlul a fost o provocare pentru mine și pot să vă spun că Fahrenheit 451 este temperatura la care cutie din care este confecționată cărțile ia foc și se mistuie. Onoare de asistență, vreau astăzi să vă prezint cartea Hot Cărți de Marcus Zusak, un deliciu literar ce a ajuns în biblioteca personală
ce mi-a fost recomandată de Camera de Limbă și Literatură Română. Nu am să povestesc acțiunea. Ar fi dificil și nedrept să reduc totul la un simplu rezumat școlar. Atâtea nuanțe, tonuri, gesturi, priviri superbe sunt greu de retransmis. Am să spun doar deci bățul de cărți este mai bogat după parcurgerea sa. Valoare lecția netradițională, care este produs al fanteziei cadrului didactic, al maestriei și competenței lui. O lecție neordinară, neobișnuită prin structură și conținut, care cere elevilor o lectură analitică a operei, gândire critică și, desigur, creativitate. În cadrul unității de învățare, cititorul și dialogul cu opera, am învățat diverse strategii de receptare a textului pentru a deveni un cititor avizat, cu spirit critic, ajungând la concluzia că există atâtea păreri și sensibilități câți lectori sunt. Fiind în postură de regizor, această idee pur și simplu mă constrânge să modific până și denumirea romanului, substituind-o cu M1315, care este numărul de prizonier al protagonistului aflat în lagărul siberian Zăreancă, cum spune cartea. De fapt, denumirea corectă este Zărean Lag, funcționând din 1951 până în 1954 și nu în 1940. Acum eu aș vrea să fac o totalizare despre faptul cum este să devii un cititor experimentat. Deci, cum este să devii un cititor pretențios? Clarence Day afirmă că lumea cărților este cea mai remarcabilă creație a omului. Nimic altceva din ceea ce a creat el nu este de-a pururi. Monumentele cad, națiunile pierd, civilizațiile bătrâne și mor. Iar după o era întunericului se clădesc alte monumente, alte națiuni, alte civilizații. Însă lumea cărților există volume în care aceste evenimente s-au repetat de nenumărate ori, însă ele rămân să trăiască la fel de proaspete și tinere cum au fost concepute. La fel, ele continuă să șoptească despre inimile oamenilor care au trăit pentru artă. Astfel, a noua școlii revine sfânta datorie de a cultiva în rândurile elevilor dragoste și responsabilitatea pentru cuvântul rostit. Există trei tipuri de comunicări: asertivă, pasivă și agresivă. Cu timpul, una dintre aceste comunicări devine tot mai neglijată și problema e aceea că neglijată nu devine comunicarea agresivă, dar cea asertivă. Deci apare o singură problemă. De ce? Dacă vorbim de adolescență, atunci răspunsul e unul. În această perioadă, tânărul caută niște modalități pentru a se remarca, pentru a se evidenția din grupul său de colegi sau de prieteni. De aceea apelează la comunicarea agresivă. Deci Ana și-a exprimat opinia clar, a formulat-o original. Toate argumentele aduse de ea sunt valide, a adus și chiar două exemple proprii din viață, care aduc și consecințe față de comunicare. Discursul a fost structurat impecabil și s-a remarcat și începutul, și prins, și încheiere. A respectat linia de timp, 2 minute, și de asemenea a folosit un vocabular adecvat și exprimat coerent și a terminat discursul cu bine. Felul de a scrie și a vorbi este o carte de vizită care poate onora sau compromite. E timpul să vorbim corect. Aici, în laboratorul de creație, unde învățăm să vorbim corect, existând diverse tehnici. În evaluarea culturii unui individ, felul în care vorbește este indicele de bază. În ziua de azi, de acum, a vorbi corect nu mai este apanajul filologilor sau al oamenilor cu instrucțiuni superioare. De acum, toți cei care dorim să obținem succes în diverse domenii ale vieții noastre, trebuie să învățăm a comunica eficient. Te susțin, fiindcă, cum ai menționat, comunicarea este o carte de vizită a unei persoane. Felul cum noi gândim, vorbim, este primul pas de succes.
că a fost un dialog omogen. Argumentele privind importanța comunicării corecte au fost destul de elocvente și valide. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult respectarea unui vocabular adecvat, în care s-au utilizat termenii specifici temei. De asemenea, punctul de vedere au fost formulate foarte original și susținute de argumentele privind situațiile tipice din cotidian. Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă, spunea o maximă latină, astfel încât din cele mai vechi timpuri oamenii au înțeles importanța sportului. Acesta este cu adevărat important în viața noastră, întrucât asigură dezvoltarea armonioasă a unui corp. Astăzi, educația fizică este o disciplină necesară în școală, deoarece asigură dezvoltarea elevilor la un nivel cel mai înalt. Spiritul sportului este o disciplină și o morală. În general, a fi sportiv înseamnă a te câștiga pe tine însuți. Deci, un spirit sportiv este un spirit de noblețe. Într-adevăr, sportul dezvoltă personalitatea armonios, de asemenea și are un impact pozitiv asupra comportamentului cotidian. Astfel, cei care au sportul au gândire flexibilă și divergentă. Sportul poate corecta comportamentul tinerilor aflați în grupul de risc și practicarea unor sporturi de echipă, cum ar fi fotbalul sau basketul, o poate pune în valoare și o poate integra într-un grup de prieteni. Mulți tineri nu practică sportul din motive subiective, ceea ce duce la scădere imunității. De asemenea, se știe faptul că mulți tineri practică mult timp în fața calculatorului, iar motoul meu este un corp sănătos într-o minte sănătoasă. Așadar, băieți, din toate cele spuse, concluzionăm că sportul contribuie la formarea unui caracter puternic, la dezvoltarea autodisciplinii, ne face mult mai încrezuți în noi. Sportul te învață cum să câștigi cinstit, cum să pierzi într-un mod demn și, prin urmare, sportul te învață ce este viața. După părerea mea, discuția voastră s-a produs, deoarece ați avut o ținută lingvistică impecabilă, ați formulat niște teze coerente și elocvente. Prin urmare, limba română reprezintă hramul tradițiilor și obiceiurilor neamului nostru, fiind aleasă să ridice slavă în cerul ca o adevărată binecuvântare a tot ce se întâmplă spiritual în om. Să ne plecăm la dulcea rostire românească, din ea născuți și întrând să aduci la țintirim. Să ne plecăm acolo, din mama și din tată stă verbul sfânt din care cu toți ne zămislim. Să încerunchem la cuvinte cu litere latine. În limba asta nu mai putem să existăm. În limba asta nu mai dăm temelie lumii. În limba asta nu mai aseta ce știm. În limba asta nu mai pomenim eroii. În limba asta nu mai putem ca să trăim. Scrierea și comunicarea corectă nu este doar pâinea profesorilor de limba română, ci vizează implicarea tuturor cadrelor didactice. Din această cauză, întreaga echipă a liceului contribuie la valorificarea tezaurului național și tinde să crească tinerile generații în elementul propriei identități. E bine când cineva vorbește, că de vorbă în vorbă iese adevărul. Ca să fii bun de gură, trebuie să ai limbă de aur, să ai darul vorbirii. Să vorbim scurt și înțelept și vom auzi. Parcă i-a ieșit un sfânt din gură. Așadar, despre activitatea elevilor din liceul teoretic Matei Basara, puteți afla din emisiunea Cartierul Tineretului, unde activează colegii mei în calitate de jurnalist civil, sau pe pagina noastră de Facebook. Salut, prieteni! Mă numesc Cristina Levitski și vă invit la o vândală emisiune pentru tineri, Cartierul Tineretului, unde noi avem posibilitatea să ne afirmăm, să ne expunem opinia și chiar să ne facem auziți. Să fim liberi!